ziua. My voice is back. Vocea mea s-a întors. Enough. Suficient. I'm thankful that Betuela was able to teach you yesterday. Sunt mulțumitor că Betuela a reușit să treacă prin sesiunea de ieri. And I'm thankful to be back today. Și sunt foarte bucuros că pot să țin sesiunea astăzi. Today we look at the fifth doctrine of grace. Astăzi ne vom uita la cea de-a cincea doctrină a Harului. The perseverance of the saints. Și anume perseverarea sfinților. This is quite a way to end. Este un mod bun de a finaliza, de a încheia studiul nostru. It's an appropriate topic to conclude on. Este un subiect potrivit ca să încheiem tabăra aceasta. But I expect you'll have more questions by the end of this. Dar de asemenea, mă aștept să aveți mai multe întrebări după această sesiune decât ați avut-o sau le aveți acum. I do hope though that you're encouraged to know that our Savior will see us through to the end. Dar ceea ce vreau să vă încurajez este să înțelegem astăzi că Mântuitorul nostru ne va ține până la final în harul lui. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, I thank you for this time together to look into your word. Tată, îți mulțumim pentru timpul acesta pe care îl avem să privim la cuvântul tău. I thank you for your grace toward us throughout this week. Îți mulțumim pentru harul ce ni l-ai dăruit în timpul săptămânii acesteia. I pray that you would continue your work now, that your spirit would instruct our hearts. Și te rugăm să-ți continui lucrarea și Duhul tău cel Sfânt să ne instruiască inima. That we would trust your promise. Ca noi să ne încredem în promisiunile tale. And that we would persevere with faith. Și să perseverăm cu credință. In Jesus' name, amen. În numele lui Iisus. Amin. Just a summary of where we've been and where we are. Facem un rezumat unde am fost și unde suntem acum, ce am parcurs. It's on the screen there. Considering total depravity, we see that God knows us better than we know ourselves. Am privit la depravarea totală și vedem că Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem pe noi, pe noi. By the way, Audi has this entire slideshow in PDF form. Apropo, Adi a făcut un slide în formă. În română? No, 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 it's translated still. Okay. L-ai tradus? I saw you taking pictures and that's great because then I know the slide has changed. But okay. Just so you know, you'll have these as a resource if you want them. O să trimitem toate aceste slide-uri pe grup ulterior. Feel free to continue taking pictures. I don't mind. Da. Puteți să faceți poze, dar veți primi toate slide-urile acestea. I just wanted you to do it without anxiety. Doar să fiți liniștiți, să nu fiți îngrijorați că va scăpa ceva. So in total depravity, we saw that God knows us better than we know ourselves. Ne gândim la depravarea totală și vedem că Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi. That in ourselves we were lost and without hope. Că noi, în noi înșine, eram pierduți și fără speranță. Unable to do anything to save our own souls. Neputincioși în a face ceva pentru a ne mântui sufletul. And then in unconditional election we saw that God chose us before we chose him. Și atunci când am vorbit de alegerea necondiționată, am văzut că Dumnezeu ne-a ales înainte ca noi să-l alegem. That for those of us who are in Christ, God looked at us in our helpless state and out of sheer mercy chose to save us. Și că pentru noi cei credincioși, Dumnezeu ne-a privit în starea aceasta de neputință și de disperare și în mila lui bogată a hotărât să ne mântuiască. We moved from there to consider definite atonement. De acolo am privit înspre ispășirea specifică, particulară.
And there we saw that God was purposeful in sending his son to bring infallible salvation to a particular people. Și aici am văzut că Dumnezeu a avut o intenție clară în trimiterea fiului său, și anume să aducă la mântuire într-un mod sigur sau cert un popor specific. We looked at how this happens yesterday through effectual grace. Am văzut ieri felul în care am fost aduși la credință prin harul eficace. We praise the Lord. Slava lui, right? Yeah. Îl lăudăm pe Domnul, da? Because he conquered our hearts by opening our eyes to see the glory of his son. Pentru că el a cucerit inimile noastre, deschizându-ne ochii să vedem gloria fiului său. Now we look at the perseverance of the saints to see what God has promised to do in the lives of his saints in Christ. Acum vom privi la perseverarea sfinților, să vedem ceea ce Dumnezeu a promis să facă în viețile sfinților săi în Hristos. I'm thankful that the athletics that I was involved in were endurance athletics. Sunt mulțumitor pentru faptul că sporturile pe care le-am practicat au fost sporturi de anduranță, de rezistență. When I was 16 years old, I ran a marathon with my dad. La vârsta de 16 ani am alergat într-un maraton împreună cu tatăl meu. It was so cold. Și era așa de rece, well afară, freezing. Mult sub punctul de îngheț. It was hilly. Și erau dealuri. And you know what a marathon is? It's, I don't know what it is in kilometers, but 26 miles. În kilometri sunt undeva la 40 de kilometri. Yeah. 42. And I had no idea what I was getting myself into. Și n-aveam nicio idee în ce mă bag. There were times in that race that I felt strong. Erau momente în acea cursă în care mă simțeam puternic. There were times in that race where I felt encouraged. Erau momente în cursă în care mă simțeam încurajat de către cei din jurul nostru. But there were also times in that race where I felt very lonely. Dar erau și momente în călătoria, în cursa aceea, când mă simțeam foarte singur. And there were times in that race where I wanted to give up. Și erau momente în cursa aceea în care vreau pur și simplu să abandonez, să renunț. There were many moments of that race where my legs were moving in spite of me. Erau multe momente în acea cursă în care picioarele alergau fără sau în ciuda mea. I remember I hit the wall. They call it hitting the wall. It's when your body's just out of energy. Mi-aduc aminte că am atins limita. Este o expresie că m-am lovit de zid atunci când trupul rămâne fără energie. And there was a food station right there. Și chiar acolo era ceva de hrană, o stație de mâncare. I remember grabbing this biscuit, this cookie, and putting it in my mouth. Și mi-aduc aminte că am luat o prăjitură, un biscuit și l-am pus în gură. I couldn't chew because my face was frozen. Și nu puteam să mestec pentru că gura mi era înghețată. I've never been able to grow a beard. That would have been helpful. N-am fost în stare să îmi las barbă, că m-ar fi ajutat atunci. Și mi-aduc aminte că trebuia să-mi folosesc mâna ca să îmi ajut gura să mestece biscuitele. I remember swallowing that and feeling life come back to my body. Și pe măsură ce înghițeam acel biscuit, simțeam că venea viață în mine. I remember the encouragement to know that my dad was in the race with me. Dar încurajarea mare era că tatăl meu era și el în cursă. Even though I was faster than him and we didn't see each other very much. Chiar dacă eram mai rapid decât el și nu prea ne-am văzut. But what motivated me most was the finish line. Dar ceea ce mă motiva cel mai mult era linia de sosire. And that was euphoric to reach that finish line. It was amazing. Și ceea ce era uimitor, chiar euforic, era să treci de linia aceea de sosire. I'm thankful to have had experiences like this. Și sunt mulțumitor pentru experiențe ca acestea.
Because one of the chief ways that God describes the Christian life to us is running a long race. Pentru că unul din modurile principale prin care Dumnezeu descrie viața creștină este alergarea într-un astfel de maraton. And there are parallels between each of those scenes I gave you from my experience and the Christian life. Și sunt paralele în fiecare dintre descrierile pe care le-am făcut cu privire la maratonul acela și viața creștină. In Hebrews chapter 12 we read this. În Evrei capitolul 12 citim următoarele lucruri. Therefore, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is now seated at the right hand of the throne of God. Evrei 12, versetele 1 la 2. De aceea, având un nor așa de mare de martori care ne înconjoară, să dăm la o parte orice greutate și păcatul care ne înfășoară atât de ușor și să alergăm cu răbdare cursa care ne stă înainte, privind țintă la Iisus, inițiatorul credinței și cel ce desăvârșește credința, care pentru bucuria ce-i stătea înainte a îndurat crucea, disprețuindu-i rușinea, și s-a așezat la dreapta tronului lui Dumnezeu. We are called to endure. Suntem chemați să îndurăm. And what the doctrine of the perseverance of the saints teaches is that by God's grace we will. Și ceea ce doctrina perseverării sfinților ne învață este că prin harul lui Dumnezeu vom îndura până la final. Definition number one of the preservation of the saints. Definiția numărul 1 a acestei doctrine a perseverării sfinților. This from Bruce Stewart's book. Din cartea lui Bruce Stewart. He says those whom God has chosen, for whom Christ died, those who have been regenerated by the Holy Spirit will be preserved by God's power and will persevere in faith unto the end and be saved. Cei pe care Dumnezeu i-a ales, pentru care Hristos a murit, care au fost regenerați de Duhul Sfânt, vor fi păstrați de puterea lui Dumnezeu și vor persevera în credință până la final și vor fi mântuiți. We have a phrase in English, once saved, always saved. Avem o frază în limba engleză, odată mântuit pentru totdeauna mântuit. The other view though is that the man who truly believes the gospel may at some point or any point leave off believing in Christ and therefore lose eternal life and end up perishing eternally. Perspectiva opusă este că omul care crede cu adevărat în Evanghelie s-ar putea ca la un moment sau la orice moment să părăsească încrederea lui în Hristos și prin urmare să-și piardă viața veșnică și astfel să piară etern pentru totdeauna. Next up is John Piper's definition. A doua definiție este dată de John Piper. He's coming from Romans 8, verse 30, which Audie just went on the screen with us. Definiția lui pornește de la Romani 8 cu 30, pe care Audie, text din care Audie a citit deja. Piper writes this: the foreknown are predestined, the predestined are called, the called are justified, and the justified are glorified. No one is lost from this group. To belong to this people is to be eternally secure. Cei cunoscuți mai dinainte sunt predestinați. Cei predestinați sunt chemați. Cei chemați sunt îndreptățiți. Cei îndreptățiți sunt glorificați. Romani 8 cu 30. Nimeni nu este pierdut din acest grup. Aparține de acest popor este să fie în siguranță veșnică. Amen. Definition number 3 comes from the canons of Dort. Definiția numărul 3 provine din canoanele de la Dort. In the fifth head of doctrine, they talk about the perseverance of the saints. În a cincea secțiune, ei vorbesc despre perseverarea sfinților.
And I bring this up. What's on the screen isn't the full definition. I put it up there as an introduction. Ceea ce vedeți pe ecran sau în slide-uri, este doar o introducere, nu este toată definiția dată. That's just article 1. There are 15 articles. Este doar articolul 1 la canoanele din DOT, se găsesc 15 articole. Personally, this is my favorite part of the canons of DOT. Din punct de vedere personal, asta este partea mea preferată din canoanele de la DOT. Because of how biblical and how biblical it is and how well I can identify with what they write. Din cauza că este foarte ancorat în scriptură și de asemenea că mă pot identifica foarte bine cu această definiție. I'm going to read the first three articles, the first of which you have on the screen. O să citesc primele trei articole. Primul articol îl aveți pe ecran. Whom God calls according to his purpose to the communion of his Son, our Lord Jesus Christ, and regenerates by the Holy Spirit. He delivers also from the dominion and slavery of sin in this life, though not altogether from the body of sin and from infirmities of the flesh, so long as they continue in this world. Pe cei pe care Dumnezeu îi cheamă, potrivit cu scopul său, la părtășia cu Fiul său, Domnul nostru Iisus Hristos, și îi regenerează prin Duhul Sfânt, el îi eliberează de asemenea de sub domnia și sclavia păcatului în viața aceasta, deși nu în întregime, de trupul păcatului și de infirmitățile cărnii, atâta vreme cât ei vor continua în această lume. They go on to say that from these infirmities and from this body of sin spring daily sins of infirmity, and spots adhere to the best works of the saints. Și continuă articolele spunând că din aceste infirmități răsar păcate zilnice și prin urmare sunt legate de cele mai bune fapte ale sfinților. And they start this way because one argument against this doctrine is that if a Christian thinks they're saved regardless of what they do, then that incentivizes living loosely. Ei încep prin a vorbi în felul acesta pentru că una din obiecțiile acestei doctrine este că oamenii care cred că sunt mântuiți în siguranță, ei își pot permite, cred unii, să trăiască oricum din moment ce ei sunt în siguranță. So they start in these first two articles by drawing attention to the fact that those whom God has called and saved still struggle with sin. Așa că ei încep articolele acestea clarificând faptul că cei care sunt salvați și mântuiți sunt eliberați de sub puterea păcatului, dar în continuare există o luptă și o frământare, un război cu păcatele lor. It causes us to long to be set free from them. Și asta ne cauzează inima să tânjească după eliberarea de păcate. And so they continue in article 3 with these words. Așa că ei continuă în articolul 3 cu următoarele cuvinte. By reason of these remains of indwelling sin and the temptations of sin in the world, those who are converted could not persevere in a state of grace if left to their own strength. But God is faithful, who having conferred grace, mercifully confirms and powerfully preserves them therein even to the end. În lumina rămășițelor păcatului care încă locuiește în noi și a ispitelor păcatului și a lumii, cei care sunt convertiți nu ar putea să persevereze în starea harului dacă ar fi lăsați în propria lor putere. Dar Dumnezeu este credincios, cel care a dăruit harul, în mod milostiv confirmă și păstrează cu putere pe aceștia până la final. This is the doctrine of the perseverance of the saints. Aceasta este doctrina perseverării sfinților. God will see to it that we do finish the race. Că Dumnezeu se va asigura, se va îngriji ca noi să
finalizăm cursa aceasta care ne stă înainte. And we're going to feel it. Și în același timp o să o simțim din plin. At the same time that God promises to preserve us, we are called to persevere. În același timp în care Dumnezeu ne promite că vom persevera, El ne și cheamă să perseverăm. But the end is secure. Dar finalul este sigur. I've mentioned one objection to this doctrine that it incentivizes laziness in the Christian life. Am menționat deja o obiecție față de această doctrină și anume că ea încurajează lenia în viața creștină. But it doesn't at all do that. Dar ea nu încurajează lenia. The other objections to this doctrine all fall under one head. Celelalte obiecții la această doctrină se adună sub același titlu. And that is apostasy. Și anume apostazia. The leaving of the faith, the denying of Christ after having confessed him. Și anume apostazia înseamnă părăsirea credinței sau negarea lui Hristos după ce inițial cineva l-a mărturisit. There are three ways that we contemplate apostasy. Sunt trei modalități în care putem să contemplăm apostazia. First, in our experience, we see people who seemed to be genuine Christians who then walked away from the faith. În primul rând, în experiența noastră, vedem oameni care păreau să fie creștini autentici și la un moment dat părăsesc credința. How can we believe once saved always saved when we see that happen? Cum am putea să credem că odată ce ești mântuit pentru totdeauna ești mântuit când vedem în practică că unii oameni părăsesc credința? And so that's an objection to this doctrine. Și asta este o obiecție la doctrina despre care vorbim. But I would argue, not to get ahead of myself, but that's putting our experience and reasoning above God's word. Dar o să argumentez și nu vreau să o iau foarte mult înainte, că asta e o modalitate în care punem experiența noastră înaintea cuvântului lui Dumnezeu. And so we turn to God's word and there we find more reasons to see or more ways to see apostasy. Dar mai apoi ne întoarcem spre cuvântul lui Dumnezeu și vedem mai multe modalități în care putem contempla apostazia. In the Bible, there's language that makes it sound as though genuine Christians can forsake Christ. În Biblie există un limbaj care sună ca și cum creștinii autentici pot să-l părăsească pe Hristos. The one that really caught my attention is 2 Peter chapter 2. Cel care mi-a captat atenția și mie în mod special se găsește în 2 Petru capitolul 2. Listen to how Peter describes these apostates. Ascultați cum îi descrie apostolul Petru pe acești apostați. 2 Peter 2 verses 1 and 2. 2 Petru 2, verse 1. Versetul 1. He says, but false prophets also arose among the people, just as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the master who bought them, bringing upon themselves swift destruction. Însă în popor s-au ridicat și profeți falși, tot așa cum și între voi vor fi învățători falși, care vor strecura erezii distrugătoare și îl vor nega pe stăpânul care i-a răscumpărat, aducând astfel asupra lor o distrugere grabnică. That verse would seem to call into question the doctrines of definite atonement and perseverance of the saints. Versetul acesta pare să contrazică atât ispășirea particulară cât și doctrina perseverării sfinților. The reason for why there's an objection to this doctrine. Iată motivul pentru care există obiecții la doctrina despre care discutăm. And third, also in the Bible, there are passages that warn Christians not to forsake Christ. Și în al treilea rând, găsim în Biblie pasaje care avertizează pe creștini să nu-l părăsească pe Hristos. There's just a couple of big major examples there for you. Sunt două exemple majore pe care le putem observa în cartea Evrei. But you'll find language all through the New Testament, exhortations not to forsake Christ. Dar veți găsi multe îndemnuri
și avertizări de-a lungul Noului Testament să nu-L părăsim pe Hristos. What I want to do is start with some responses to these objections. Ceea ce vreau să facem este să începem cu niște răspunsuri la aceste obiecții. My hope is that we can in this way set them aside so that we can feast on the truth. Și speranța mea este să punem deoparte aceste obiecții și mai apoi să ne ospătăm, să ne hrănim în adevărul învățăturii pe care Scriptura o așează. So here's the response to the experience argument. Iată răspunsul pe scurt la obiecția cu privire la experiența noastră sau la argumentul pe baza experienței. Now, when someone walks away from the Christian faith, how do we understand that? Când cineva părăsește credința creștină, cum am putea să înțelegem această întâmplare? It may be that they're living during for a time in rebellion. Se prea poate ca cineva care părăsește credința să fie pentru o scurtă perioadă într-o răzvrătire față de Dumnezeu. I've seen church discipline take place and a person at the end of that being treated as an unbeliever. Am văzut persoane care s-au răzvrătit, a intervenit disciplina bisericească și mai apoi acest om a fost tratat ca un necredincios. And we look at that person and think there for all that we can see an unbeliever. Și privind la acea persoană, din ceea ce noi vedem și putem înțelege, îl putem trata ca pe un necredincios. But I've seen times when that person, and this God says this in his word, God grants them repentance and brings them back. Dar am văzut persoane care, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a acordat pocăință și am văzut astfel de persoane care în cele din urmă s-au întors și s-au împăcat cu Dumnezeu. So in some cases, we have to be careful not to rush to final judgment. Așa că în unele cazuri nu ar trebui să ne grăbim să facem niște judecăți pripite. But in cases, even in cases where the apostasy is clear, we have Scripture's guidance. Dar chiar și în cazuri în care vedem că apostazia este clară și până la final, avem călăuzirea Scripturii să înțelegem ceea ce se întâmplă acolo. The reality is not everyone who claims to be a Christian actually belongs to Christ. Realitatea este că nu toți cei ce pretind că sunt creștini îi aparțin într-adevăr lui Hristos. In John's Gospel, Judas reveals this truth. În Evanghelia după Ioan, Iuda ne este exemplu cu privire la acest adevăr. Jesus washed his disciples' feet, including Judas's. Domnul Iisus a spălat picioarele ucenicilor, inclusiv pe cele ale lui Iuda. Someone watching from the outside would have thought all 12 of those men were equally cleansed by Christ. Cineva care privea din exterior această imagine putea să spună că toți acești bărbați, toți cei 12, au fost curățiți de Hristos. And yet, from Jesus's perspective, he tells them, not all of you are clean. Dar din perspectiva lui Iisus, vedem și înțelegem că el a spus că nu toți sunteți curați. In 1 John chapter 2, John gives us a way to understand this. În 1 Ioan capitolul 2, apostolul ne oferă o modalitate de a înțelege ce se întâmplă. Aici. He tells us that apostates went out from us, but they were not of us. If they had been of us, they would have continued with us. But they went out, that it may become plain that they are not of us. 1 Ioan 2 cu 19 ni se spune că ei sau apostații au ieșit dintre noi, dar nu erau dintre noi, căci dacă ar fi fost dintre noi, ar fi rămas cu noi, dar ieșind au arătat că nu toți sunt dintre noi. That's my response to the objection from experience. Acesta este răspunsul pe care îl dau la obiecția pe baza experienței. What about those passages of scripture that seem to describe apostates as having been formerly bought by Christ? Dar ce putem spune de acele pasaje care folosesc un limbaj, de exemplu, care spun că aceștia au fost răscumpărați de Hristos?
My response is that the scriptures often use phenomenological language when describing apostates. Răspunsul pe care îl dau este că Scriptura adesea folosește un limbaj fenomenologic care îi descrie pe acești apostați. It uses language of what looks to be true. Adică limbaj care pare să fie real sau adevărat. In other words, when Peter says that the false teachers deny the master who bought them, his meaning is that's what it looks like is happening. Cu alte cuvinte, atunci când Petru spune că învățătorii falși îl neagă pe stăpânul care i-a cumpărat, înțelesul lui este că așa arată ceea ce se întâmplă. But the reality is, as you get to the end of that passage, that person was always, in Peter's language, always a dog or always a pig. Dar dacă continui să te uiți la contextul din 2 Petru capitolul 2, vei vedea că Petru îi privește pe aceștia că au rămas și au avut în continuare aceeași natură veche, în mod specific prin ilustrația folosită, cea de câine sau de scroafă. False teachers aren't just wolves in sheep's clothing. Învățătorii falși nu sunt doar lupi îmbrăcați în haine de miei, de oi. But according to 2 Peter 2, they could also be described as dogs or pigs who were in for a time wearing sheep's clothing. Dar potrivit cu 2 Petru capitolul 2, acesta îi descrie ca fiind câini și porci care se întorc înapoi la ceea ce au făcut înainte. Why would Peter agree to use that kind of language, that phenomenological language? What's the purpose of it? Care este scopul pentru care Petru folosește un asemenea limbaj fenomenologic? I would argue it serves this purpose. Și aș argumenta că slujește următorului scop. It alerts the church to know that false teachers don't necessarily look dangerous. In fact, it might look like they belong to the fellowship of disciples. Scopul este să alerteze biserica să înțeleagă că învățătorii falși nu arată în mod necesar periculoși. De fapt, ei pot arăta ca unii care aparțin de părtășia ucenicilor, precum Iuda. What about those passages, thirdly, what about those passages that exhort Christians to not fall away? În al treilea rând, cum rămâne cu aceste pasaje din Noul Testament care îi avertizează pe creștini să nu-l părăsească pe Hristos? I would argue that passages that exhort Christians to persevere or that warn them of the dangers of apostasy, that these passages are the very means God uses to preserve his people. Argumentez faptul că pasajele care îndeamnă pe creștini să persevereze sau care îi avertizează de pericolele apostaziei sunt chiar mijloacele pe care Dumnezeu le folosește pentru a-i păstra pe cei ai săi, pe poporul său. Just as I might tell my child not to run while holding scissors. Este ca atunci când îi spun copilului meu să nu alerge în timp ce ține foarfeca în mână. If I go into some amount of detail describing to my child what might happen if he runs with scissors, it's not because I expect it to happen. Dacă eu îi spun copilului meu ce s-ar putea întâmpla dacă aleargă cu foarfeca în mână și intru în detalii, nu înseamnă că mă aștept ca aceasta să se întâmple. My purpose in warning my son, my purpose in going into detail about what might happen is to prevent it from happening. Scopul pe care l-am eu atunci când îi spun aceste lucruri copilului meu și îi explic în detaliu este să previn ca tocmai acel lucru să nu se întâmple. The strategy is effective. It works. Și strategia este eficientă, ea funcționează. Assuming my child trusts me and my child has a sense of self-preservation. Dacă presupunem că copilul meu are încredere în mine și de asemenea că el are un simț al autoprezervării.
And if God is your Father through faith in Christ, if He's called you out of darkness into the light of His beloved Son, then you trust Him. Dacă Dumnezeu este Tatăl tău și dacă te-a chemat să trăiești în împărăția Fiului Său, atunci tu îl crezi. And by His grace, you have a sense of self-preservation. Și prin harul Lui ai un simțământ al autoprezervării. I read the warning passages and I think, may that never happen to me. It sobers me. Asemenea pasaje de avertizare și îmi spun să nu mi se întâmple niciodată lucrul acesta și îmi dă o atitudine de gravitate, de solemnitate. Exhortation and warning passages work the same as my warnings to my son. Pasajele de îndemnare și de avertizare funcționează în același fel în care eu vorbesc cu fiul meu. These passages alert us to the deadly dangers of sin, not to terrify us about the outcome, but to make us sober-minded and wise. Aceste pasaje ne pun în alertă la pericolele mortale ale păcatului, nu să ne înspăimânte cu privire la rezultatul final, ci să ne dea o sobrietate, o seriozitate și înțelepciune în felul în care umblăm. It's significant that after each of the major warning passages in Hebrews, there are encouraging words of assurance. Este semnificativ faptul că după fiecare pasaj major de avertizare din Cartea Evrei, urmează niște cuvinte care subliniază foarte clar siguranța mântuirii. This is one observation that leads me to see the warning passages this way. Și aceasta este una dintre observațiile care mă conduc să înțeleg pasajele de avertizare în felul acesta. For example, at the end of the major warning in Hebrews 6. De exemplu, la finalul îndemnului sau exortării din Evrei capitolul 6, we read these words. Citim următoarele cuvinte. Hebrews 6 verse 9. Evrei 6 cu versetul 9. Though we speak in this way about what happens to people who apostatize. Chiar dacă vorbim astfel, adică despre oameni care apostaziază, yet in your case, beloved, we feel sure of better things, things that belong to salvation. Chiar dacă vorbim astfel, prea iubiților, totuși în ce vă privește, suntem convinși că sunteți în stare de lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. In other words, he wrote that warning to beloved saints who he's sure are saved. Cu alte cuvinte, el scrie acele avertizări unor sfinți prea iubiți de care el este convins că ei vor persevera. Similarly in chapter let me find it here. I think I have a wrong reference. The chapter 10 one is not right. I really need to fix this one because chapter 10 verse 29 is not the right verse. Trebuie să rezolv pentru că nu referința nu este corectă. Da, asta e chiar în mijlocul. It's 39. Este versetul 39. Deci după un pasaj de avertizare serioasă. Versetul 29 nu te va încuraja să cauți siguranța, dar versetul 39 o face. After the warning, look at what verse 39 says. Iată după avertizările acelea serioase, ce spune versetul 39 din capitolul 10. After saying if he shrinks back my soul has no pleasure in him. Dacă după ce spune dacă el dă înapoi sufletul meu nu va găsi plăcere în el. The writer of Hebrews says, but we are not of those who shrink back and are destroyed, but we are of those who have faith and preserve their souls. Scriitorul epistolei către evrei spune, însă noi nu suntem dintre aceia care dau înapoi spre pierzarea lor, ci dintre aceia care au credință pentru păstrarea sufletului lor. This observation that after each warning comes words of assurance and encouragement leads me to conclude that the use of the warnings is to keep us safe. Această observație că după fiecare pasaj major de avertizare urmează niște cuvinte de siguranță cu privire la noi, mă conduce să trag concluzia că
Pasajele de avertizare sunt mijloacele prin care Dumnezeu ne păstrează în El. Those are my defensive answers to the objections. Acestea sunt răspunsurile defensive la obiecțiile care sunt înălțate. Let me now give a positive response to the reality of apostasy. Dar dați-mi voie să vă dau și un răspuns pozitiv la această obiecție cu privire la realitatea apostaziei. First of all, just as much as true believers will certainly persevere, it is also true that the evidence of saving faith is perseverance. La fel de mult, precum faptul că adevărații credincioși vor persevera cu siguranță, este de asemenea adevărat că dovada credinței mântuitoare este perseverarea. As it says in Hebrews chapter 3, verses 14 and 15. Așa cum spune în Evrei capitolul 3, versetele 14 și 15. We have come to share in Christ. That's language that points to a past event, okay? Priviți la versetul 14 când spune căci am devenit părtaș ai lui Hristos și acesta este un limbaj trecut, se referă la un moment din trecut, am devenit părtaș ai lui Hristos. The evidence that has happened is this. Și dovada că acel lucru din trecut s-a întâmplat este următoarea. That we hold our original confidence firm to the end. Dacă într-adevăr ținem cu fermitate până la sfârșit convingerea noastră de la început. And the way that plays out in the Christian life is this. Și felul în care aceasta se manifestă în viața creștină este următorul. Today, if you hear his voice, do not harden your heart. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile. Next, we affirm this doctrine of the perseverance of the saints, not so that we can be lazy and careless, but we affirm it because it's biblical and Christ exalting. Apoi, noi afirmăm doctrina perseverării sfinților nu ca să devenim sau că putem fi leneși și nepăsători, ci pentru că este biblică și îl înalță pe Hristos. This reference is from 2 Timothy 2:19. Această referință se găsește în 2 Timotei, capitolul 2 cu versetul 19. Paul in this passage is near the end of his race. Pavel în acest pasaj se găsește la finalul cursei sale. We read those words in chapter 4, I fought the fight, I finished the race. În capitolul 4 din aceeași epistolă el spune că m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea. And as Paul was in prison awaiting his execution, și în timp ce Pavel se găsea în închisoare și aștepta execuția lui, he has in mind troublemakers in the church. Are în minte pe acei împotrivitori din biserică, pe cei care cauzează necazuri în biserică. Among them are Hymenaeus and Philetus. Și între aceștia erau și Imeneu și Filet. He describes these men as having swerved from the truth, saying the resurrection has already happened. Și apostolul îi descrie pe aceștia care s-au abătut de la adevăr prin faptul că spuneau că învierea și a avut loc. They've swerved from the truth, in other words, they've apostatized. S-au abătut de la adevăr, cu alte cuvinte, au apostaziat. Here's the thought that comforts Paul and gives him firm grounding. Dar iată gândul care îl mângâie pe Pavel și îi oferă stabilitate sigură. Versetul 19. But God's firm foundation stands bearing this seal. The Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity. Cu toate acestea, temelia solidă a lui Dumnezeu rămâne tare, având sigiliul acesta. Domnul îi cunoaște pe cei ce sunt ai lui și oricine rostește numele Domnului trebuie să se depărteze de nedreptate. Paul calls that God's firm foundation. Și Pavel numește aceste afirmații temelia solidă a lui Dumnezeu. In that verse, in that firm foundation, we see both aspects of the perseverance of the saints. În această temelie solidă putem observa cele două aspecte ale perseverării sfinților. From God's perspective,
He knows his people and they are secure. Din perspectiva lui Dumnezeu, el își cunoaște poporul, își cunoaște oamenii și ei sunt în siguranță. And we who are truly his persevere. Și noi, pe de altă parte, cei ce suntem ai lui, perseverăm. We who name the name of the Lord depart from iniquity. Noi cei ce rostim numele Domnului, ne îndepărtăm de nedreptate și ne luptăm împotriva păcatului. We meet together so that none of us will be hardened by sin's deceitfulness. Noi ne strângem la oaltă ca biserică ca să ne încurajăm unii pe alții și nimeni să nu fie atras în capcana înșelăciunii păcatului. We come together in fellowship and worship so that we can see ourselves in this world rightly. Noi venim împreună în închinare ca să ne putem să avem perspectiva corectă despre noi în lumea aceasta. So I have a question for you. Așa că am o întrebare pentru tine. Yes, apostasy is real and we're warned against its danger. Da, apostazia este reală și suntem avertizați cu privire la pericolele ei. Yes, we are exhorted to pursue Christ with zeal. Da, suntem încurajați să perseverăm în Hristos cu râvnă. To take advantage of the means of grace he's given us to confirm our calling and election. Să profităm de mijloacele harului pe care le avem disponibile, să ne confirmăm alegerea și chemarea noastră. Ca să nu cădem niciodată. We are called to persevere. Noi suntem chemați să perseverăm. But here's my question. Dar iată întrebarea pe care o am. Where does your hope rest? Unde se găsește speranța ta? Why do you think you'll have saving faith tomorrow? De ce crezi că mâine vei avea o credință mântuitoare? Who gets the credit for your perseverance? Cine primește gloria pentru perseverarea ta? We know the answer to this. God gets the glory. Răspunsul la aceasta. Dumnezeu primește gloria. Our good shepherd gets the glory. Păstorul nostru cel bun primește gloria. And we read about this in the Gospel of John. Și citim despre aceasta în Evanghelia după Ioan. First of all, once saved, always saved. Jesus teaches it in John 3:16. În primul rând, odată mântuit, întotdeauna mântuit. Domnul învață lucrul acesta în Ioan 3:16. The one whom the Spirit brings to life to see and trust Jesus. That person has eternal life. Pe cel pe care Dumnezeu îl aduce la viață și la credință în Iisus Hristos, acea persoană are viața veșnică. Jesus says that whoever believes in him should not perish but have eternal life. Iisus spune oricine crede în el nu va pieri, ci va avea viață. Va avea viață veșnică. He's promising that the one who truly believes in him has something currently that is itself eternal. El promite că cel ce crede are ceva, obține ceva ce în natura acelui ceva este etern. Moreover, he doesn't say they might have eternal life. Mai mult, el nu spune că aceștia care vor crede s-ar putea să aibă viață veșnică. He says they have eternal life. Ci ni se spune că ei au viața veșnică. This doctrine becomes even more clear as we read through John's gospel. Și această doctrină devine și mai clară atunci când citim în Evanghelia după Ioan. By this point, these are familiar passages to us. Și în momentul acesta, deja punctele sau versetele pe care le voi enunța sunt familiare. We can see in passages like this the connection between these doctrines of grace. Putem vedea în aceste pasaje conexiunea dintre doctrinele harului pe care le-am urmărit în săptămâna aceasta. Jesus declares that he will lose none of those whom the Father gives him, whom the Father draws. Iisus declară că el nu va pierde pe niciunul dintre cei pe care Tatăl i-a dat. He'll lose none of those who by these means believes in him. El nu va pierde pe niciunul dintre cei care au crezut în el. John 6:37 Jesus says, "All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me, I will never cast out." În Ioan 6:37, Iisus spune, "Tot ce-mi dă Tatăl va ajunge la mine,
iar pe cel ce vine la mine nu-l voi alunga niciodată afară. And then just soon after that, John 6:39 through 40, he says, "And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day." Și mai apoi, versetele 39 și 40, Domnul Iisus spune, "Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat el, ci să-l înviez în ziua de pe urmă. Căci voia Tatălui meu este ca oricine îl vede pe Fiul și crede în el să aibă viață veșnică, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă." We find the same language in verse 44. "No one can come to me unless the Father who sent me draws him." That's effectual grace, remember? Și același lucru îl vedem și în versetul 44. "Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-l atrage Tatăl." Și aici vorbim de harul eficient sau eficace. Vă aduceți aminte? And then immediately perseverance of the saints, and I will raise him up on the last day. Și imediat după aceea avem perseverarea sfinților, iar eu îl voi învia în ziua de pe urmă. Verse 47, "Truly, truly, I say to you, whoever believes has right now eternal life." Versetul 47, "Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine are viață veșnică." Such language describes God's commitment to save his people. Acest limbaj descrie angajamentul lui Dumnezeu de a-i mântui până la final pe poporul său. And just as we chose to believe in Christ, and yet behind that was God drawing us. Și la fel cum noi am ales să credem în Iisus Hristos, dar în spatele alegerii noastre era harul lui Dumnezeu care ne-a dus la credință. So also today we strive to continue to look to Christ, but we say it's because Christ is holding on to us. Tot așa, astăzi noi ne luptăm și ne dăm silințele să perseverăm până la final, dar lucrul acesta îl recunoaștem că e datorită harului lui Dumnezeu care lucrează în noi. When I read verses like we've just read in John 6, I'm so thankful that Christ has promised to not let me go. Când citim versete precum cele din Ioan 6, sunt atât de mulțumitor că Hristos îmi promite că nu mă va lăsa niciodată. I don't think I'm the only Christian who has doubts. Nu cred că sunt singurul creștin care are îndoieli. I'm not the only Christian who, because of my own laziness or perhaps some spiritual attack, doubts whether or not I belong to my Savior. Nu sunt singurul creștin care din cauza propriei mele leneviri spirituale sau unor atacuri asupra sufletului meu nu se găsește în îndoieli cu privire la mântuirea mea. So I'm thankful for Christ's words in John 6. Așa că sunt mulțumitor Domnului pentru cuvintele din Ioan 6, cuvintele lui Isus. I'm thankful also for how Peter responded to Jesus at the end of John 6. Și sunt mulțumitor Domnului pentru felul în care Petru îi răspunde Domnului la finalul capitolului 6. See, those whom the Father gives to the Son, we have nowhere else to go. Vedeți, cei pe care Tatăl îi dăruiește Fiului nu mai au unde să se ducă. This is evidence that you have life in Christ. Asta este dovada faptului că ai credință în Iisus Hristos. Also in John 6, Jesus had been saying things like this. În Ioan 6, tot în acest capitol, Iisus spune lucruri precum următoarele. That to have life, you have to eat my flesh and drink my blood. Ca să ai viață, trebuie să mănânci carnea mea și să bei sângele meu. And the crowds who had followed him there for a free meal lost their appetite. Și mulțimea care l-a urmat pe Hristos până atunci pentru o masă gratuită, tocmai ce și-a pierdut apetitul. And they walked away. Și au plecat.
Jesus turns to the 12 and says, "Do you want to go away as well?" Și Isus se întoarce către cei 12 și le spune: "Și voi nu vreți să plecați?" And he didn't see Simon Peter there with a knife and a fork ready to dig in. Și nu l-a văzut pe Simon Petru cu o furculiță și un cuțit și gata să se ospăteze. Nor did he hear Peter say, "Of course, what you said made perfect sense to us and we're totally comfortable with it." Dar nici nu-l vedem pe Simon Petru că spune: "Desigur, ceea ce ai spus are sens deplin în mintea noastră. Suntem foarte confortabili cu ce ai zis." This is the cry of one who is perplexed and yet has been claimed by Christ. Iată-l pe unul care este perplex, este în confuzie și totuși captat de Hristos. It's my soul's cry from time to time. Și este și strigătul sufletului meu din când în când. Lord, to whom shall we go? Doamne, la cine să ne ducem? You have the words of eternal life. Tu ai cuvintele vieții veșnice. And we have come, we have believed and come to know that you are the Holy One of God. Și noi am ajuns să credem că tu ești alesul lui Dumnezeu. To be transparent with you, sometimes the reason I don't apostatize is because there's nowhere else to go. Trebuie să fiu sincer cu voi că uneori motivul pentru care nu apostaziez este că nu am unde să merg. I'm glad that's not the only reason. Îi mulțumesc Domnului că nu e singurul motiv. But I'm thankful that it's there. Dar îi mulțumesc Domnului și pentru acest motiv, că nu mai am drum înapoi. Just like a guardrail on the side of the road beside a steep cliff. Ca acel parapet pe marginea unui drum înainte de prăpastie. Isn't the only way you stay straight on the road. Nu e singurul motiv pentru care tu rămâi pe drum. But at certain times people are glad it's there. Dar uneori oamenii sunt mulțumitori că există și un parapet pe marginea drumului. But let's move on in John. Haideți să mergem în continuare în Evanghelie. Here's a reason why we are eternally secure in Christ. We iată, belong to him. Iată motivul pentru care noi suntem în mod veșnic siguri în el și că îi aparținem. In chapter 6 we saw eternal security being linked to effectual call. Am văzut în Ioan capitolul 6 că siguranța noastră eternă este legată de harul acesta eficace. Those who the Father draws. Cei pe care Tatăl i-a tras. In chapter 6 it was connected to unconditional election, to those the Father gave the Son. De asemenea, în capitolul acesta a fost legătura cu alegerea necondiționată, cei pe care Tatăl i-a dat Fiului. But then in chapter 10 we read that Jesus is the good shepherd who knows his sheep, lays down his life for his sheep and promises to lose none of his sheep. Dar mai apoi în capitolul 10, Iisus este păstorul cel bun, care își cunoaște oile, care își dăruiește viața pentru oile sale și le promite că nu va pierde pe niciuna dintre oile sale. Here we see eternal security connected to particular atonement. Iată că aici vedem legătura dintre siguranța eternă cu ispășirea particulară, specifică. My sheep hear my voice and I know them. And they follow me. I give them eternal life and they will never perish. Oile mele, versetul 27 din capitolul 10, oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viață veșnică și în veci nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Time fails me. I'm running out of time. Rămânem fără timp. Se duce sesiunea. So I'm going to move quick. Așa că o să merg mai repede. I really wish we could spend more time on these next points. Chiar m-aș fi bucurat să putem petrece mai mult timp pe aceste puncte. So far in John we've seen that Jesus promises not to lose his people. Până aici în Evanghelia după Ioan, Iisus promite să nu-i piardă, să nu-i piardă pe cei ce sunt din poporul lui. These last two stops in John show us how it is that God preserves us. Și aceste ultime două aspecte din Evanghelia după Ioan ne arată cum el îi va păstra. Care e mijlocul prin care îi va păstra? If we give God the credit for our perseverance, how is it that he enables us to persevere? Dacă noi îi dăruim
creditul, gloria lui Dumnezeu pentru perseverența noastră. Cum lucrează El în viața noastră ca să ne ajute să perseverăm? Here's the first way. Iată prima modalitate. Jesus promises the gift of the Spirit. Iisus promite darul Duhului Sfânt. He calls the Spirit the helper, and he says to his disciples, he will be with you forever. El numește pe Duhul Sfânt ca fiind ajutorul, cel ce ne ajută și care va fi cu poporul lui Hristos pentru totdeauna. You see, în capitolul 14. Spend time in this passage and give God thanks for the gift of the Spirit. Observați pasajele pe slide. Vă rog să le citiți, să le studiați și faceți-vă timp să îl lăudați pe Dumnezeu pentru ceea ce ne-a dăruit. The Spirit is present with Christ and his people, even dwelling in us. Duhul Sfânt este prezent cu Hristos și cu poporul său și chiar locuiește în noi. Jesus says the world cannot receive the Spirit of truth because it neither sees him nor knows him. Iisus spune că oamenii, lumea nu poate primi Duhul Sfânt pentru că ei nu-l cunosc. But he says to his disciples, you know him, for he dwells with you in the person of Christ and will be in you. Și dar el le spune ucenicilor că voi îl cunoașteți în persoana lui Hristos și el va locui în voi. He says next in verse 18, I will not leave you as orphans, I will come to you. Iar mai apoi în versetul 18 le zice, nu vă voi lăsa orfani, voi veni iarăși la voi. It's fascinating, he says I won't leave you as orphans. E fascinant să vezi ce spune Domnul aici, nu vă voi lăsa orfani. I think this points to the fact that the Spirit is the Spirit of adoption. Acest lucru indică faptul că Duhul este Duhul adopției. By whom we cry out, as Paul says, Abba Father. Prin care strigăm către Dumnezeu și spunem Abba Tată. The Spirit is who convinces us that we're not orphans, but that we are children of God and heirs with Christ. Duhul Sfânt ne convinge de faptul că nu suntem orfani, ci suntem copii ai lui Dumnezeu și suntem moștenitori împreună cu Hristos. And so when I'm out of my own strength, și atunci când nu mai am nicio putere să continui, I find the cry of my soul is, Father, help me believe. Găsesc că strigătul sufletului meu este, Tată, ajută-mi necredinței mele. The Spirit who raised Jesus from the dead convinces us that our Savior lives. Duhul care l-a înviat pe Iisus Hristos dintre cei morți ne convinge de faptul că Mântuitorul nostru trăiește. As Jesus says, because I live, you also will live. Așa cum spunea Domnul Iisus, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. This is how God preserves us. Iată mijlocul prin care Dumnezeu ne păstrează. Is by the gift of his Holy Spirit, este who seals us. Prin darul Duhului Sfânt care ne pecetluiește pentru moștenirea care va veni. Ephesians 1, 13 and 14, it's on the screen. Efeseni 1, versetele 13 la 14, le aveți afișate. When by God's grace we believed in Christ, we were sealed with the promised Holy Spirit, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of his glory. Când prin harul lui Dumnezeu am crezut în Hristos, noi am fost pecetluiți cu Duhul Sfânt promis, care este garanția moștenirii noastre până când vom intra în posesia acesteia pentru lauda slavei sale. So the gift of the Spirit, and John reveals to us the gift of the Spirit is one of the means God uses to preserve us. Așa că Ioan ne descoperă faptul că darul Duhului Sfânt este mijlocul prin care Dumnezeu ne susține și ne păstrează până la final. One more means and it's glorious. Dar mai este un mijloc prin care Dumnezeu ne păstrează și este glorios. Jesus said, because I live, you also will live. Iisus a spus, pentru că eu trăiesc și voi veți trăi. Jesus lives. Iisus trăiește. And what's he doing? Și ce face el acum? He's praying for us. Se roagă pentru noi, mijlocește pentru noi. A sense of what he's praying when we read John 17. Când citim Ioan capitolul 17, avem o imagine cu privire la
ce anume se roagă și mijlocește Hristos. In John 17, Jesus prays that the Father would keep his disciples in your name. Iisus se roagă în Ioan capitolul 17 ca Tatăl să-i păzească pe ucenici în numele Lui. That he would keep his disciples from the evil one. Să-i păzească pe ucenici de cel rău. And make it so that one day we will be with Jesus where he is to see his glory. Și să se asigure că într-o zi noi vom fi împreună cu Isus și că vom vedea slava lui. Jesus prays in John 17 for our sanctification, our growth in holiness. În Ioan 17 Isus se roagă pentru sfințirea noastră, pentru creșterea noastră în sfințenie. It's because Jesus lives and prays for us that we persevere. Este datorită faptului că Iisus trăiește și mijlocește pentru noi, noi perseverăm. Which is why the writer of Hebrews writes this. De aceea autorul epistolei către evrei scrie următoarele. Consequently, Jesus is able to save to the uttermost those who draw near to God through him. Since he always lives to make intercession for them, he ever lives to intercede for us. În Evrei 7 cu 24, dar el, fiindcă rămâne pe veci, are o preoție neschimbătoare, de aceea el poate să-i mântuiască pe deplin pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, fiindcă trăiește veșnic ca să mijlocească pentru ei. We've seen the doctrine of perseverance. Am observat doctrina despre perseverare. We've seen the objections and a response to them. Am văzut obiecțiile și am încercat să oferim răspunsuri la acestea. We've seen this doctrine developed through the Gospel of John. Și am văzut dezvoltarea acestei doctrine în Evanghelia după Ioan. I have two more slides. Și mai am încă două slide-uri. First, I want us to see that perseverance is linked to the other doctrines of this. În primul rând, aș vrea să vedem că perseverarea este legată de alte doctrine ale harului. Total depravity. Depravarea totală. Romans 5:10. Romani 5:10. If while we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son. Okay, that's total depravity. We were enemies when he reconciled us. Romani 5:10. Căci dacă atunci când eram dușmani, asta este depravarea totală, da? Dacă atunci când eram dușmani, este un argument din depravarea totală. Am fost împăcați cu Dumnezeu. Dacă asta este adevărat cu privire la felul în care Hristos ne-a mântuit când eram dușmani, much more now that we are reconciled shall we be saved by his life. Cu atât mai mult acum, fiind împăcați cu el, vom fi mântuiți prin viața lui. It's an argument for perseverance from total depravity. Este un argument pentru perseverare din depravarea totală. Second, it's linked to unconditional election. În al doilea rând, este doctrina aceasta este legată de alegerea necondiționată. Romans 8:30 starts with predestination and ends with glorification. Romani 8:30 începe cu predestinarea și se încheie cu glorificarea. Those whom he predestined and elected for salvation through no merit of their own, these he's promised to glorify. Pe aceea pe care el i-a hotărât mai dinainte, i-a predestinat mai dinainte, nu pe baza vreunui merit de-a lor, el promite să-i glorifice în cele din urmă. It's an argument of perseverance on the basis of unconditional election. Este un argument pentru perseverare bazat pe alegerea necondiționată. It's linked to definite atonement. De asemenea, este legată de ispășirea particulară sau specifică. As we've just seen from John chapter 10, Jesus says, I lay my life down for the sheep. Am văzut deja în Ioan capitolul 10, Iisus spune, eu îmi dau viața pentru oi. Because of that, they will never perish. Și din cauza aceasta, ele nu vor pieri niciodată. And it's linked to irresistible grace. Și de asemenea, doctrina aceasta este legată de harul irezistibil. As Paul writes to the church in Philippi, I am sure of this, that he who began a good work in you by calling you to his grace will bring that work to completion at the day of Christ. Pavel în Filipeni 1:6 le spune și sunt convins de aceasta
că cel care a început această bună lucrare în voi este harul irezistibil, o va aduce la finalizare până în ziua lui Iisus Hristos. To conclude, I want to give you some pointers about the usefulness of this doctrine. În concluzie, vreau să vă dau câteva puncte despre folosința sau utilitatea acestei doctrine. First, it gives us comfort knowing that the one who died for us will keep us safe and bring us home. În primul rând, ne oferă mângâiere, știind că cel care a murit pentru noi ne va păstra în siguranță și ne va aduce cu bine acasă. Knowing this is a spiritual reality. Cunoscând această realitate spirituală, I would assume that as we've gone through John and the promises of assurance, we who have the Spirit in us are encouraged. Și presupun că pe măsură ce am văzut aceste promisiuni din Evanghelia după Ioan, noi cei ce avem Duhul Sfânt în noi suntem încurajați. The second use of this doctrine is that it glorifies our triune God, who saves, sanctifies and secures his people for eternity. A doua aplicație sau folosință a acestei doctrine este că îl glorifică pe Dumnezeul triunic, care mântuiește, sfințește și își asigură poporul pentru veșnicie. It glorifies God, not us, for our perseverance. Îl glorifică pe Dumnezeu, nu pe noi, pentru perseverare. And third, this doctrine reminds us to be vigilant against sin and to seek the means of grace that God has given us to enable us to persevere. Și în al treilea rând, ne aduce aminte să fim vigilenți sau în alertă împotriva păcatului și să căutăm mijloacele harului pe care Dumnezeu ni le-a dăruit ca să ne capaciteze să perseverăm. Just as a closing bonus, I've listed some of these. Și ca în final, în suplimentar, am menționat aici câteva din mijloacele harului. Prayer and meditation based on God's word. Rugăciunea și meditația bazate pe cuvântul lui Dumnezeu. Meeting together with God's people for fellowship and worship. Întâlnirea la olaltă cu poporul lui Dumnezeu pentru părtășie și pentru închinare. Pursuing Christ's likeness through the obedience of faith. Urmărirea asemănării cu Hristos prin ascultarea credinței. And enduring trials, the trials of life, enduring them as loving discipline from our Father. Și răbdând încercările ca fiind disciplina iubitoare din partea Tatălui nostru. Each one of those means could be a whole day's worth of meditation. Și fiecare dintre aceste mijloace am putea să le explorăm câte unul, câte o zi. But I didn't want to leave you without some idea of what I meant by the means. Nu doream să vă las fără vreo idee cu privire la ce înseamnă mijloacele harului. And those uses are how I will conclude this lesson. Și această sesiune încheie cu aceste folosințe ale doctrinei și încheiem în felul acesta timpul petrecut împreună. I am very thankful. I have my voice back today. Sunt mulțumitor Domnului că mi-am recăpătat oarecum vocea. You prayed for me before I came. V-ați rugat pentru mine încă dinainte de a veni aici. I was having a crisis before I came. Înainte să vin în România, am trecut printr-o perioadă de criză. I was exhausted. Am fost foarte obosit. I would sit down to try to prepare these lectures and I just couldn't. Și mă așezam să îmi pregătesc aceste sesiuni și pur și simplu n-aveam capacitatea să o fac. I was feeling very discouraged. Și mă simțeam foarte, foarte descurajat. And look what God does. Și priviți la ce face Dumnezeu. Continue to persevere, brothers and sisters. Așadar, frați și surori, continuați să perseverați în credință. By God's grace, you will. Și prin harul lui Dumnezeu o veți face. Let's pray. Haideți să ne rugăm. Father, I thank you again for this time together and I thank you for the beauty of the truth of your word. Doamne, Tată, vrem să-ți mulțumim din nou pentru timpul petrecut împreună și pentru frumusețea cuvântului tău. Pray that we would be comforted to know that you're holding us fast. Și te rugăm să ne mângâi tu prin faptul că ne vei păstra cu tărie. Thank you for the gift of your spirit. Îți mulțumim pentru darul Duhului Sfânt.
Thank you for the gift of your son who lives to intercede for us. Îți mulțumim pentru darul fiului tău care trăiește și mijlocește pentru noi. Let us conclude this time with joyful, thankful hearts. Și ajută-ne să încheiem acest timp petrecut împreună cu mulțumire și bucurie în inimă. And may your word take root in our hearts. Și fă ca cuvântul tău să prindă rădăcină în inima noastră. And may it produce beautiful things in our lives. Și fă ca el să producă lucruri frumoase în viața noastră. Both for our joy and for the glory of our Savior Jesus Christ. Atât pentru bucuria noastră, cât și pentru gloria Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pray in his name. Amen. Ne rugăm în numele lui. Amin.